În câteva clipe aici vor schimba un stâlp de telegraf, de telefon, de telegraf. Și vreau să vă arăt echipa care muncește. Deci, acum se sapă locul unde va fi instalat pilonul. Foarte interesant. Doar ne uităm ce fac ei. Săpat cu, vedeți, acum ei spală instrumentul ăsta care au săpat, a fost în adâncul pământului, au săpat, deci instrumentul este curat și acum va fi instalat, cred că vor ridica pilonul și vor pune cu altă mașină. Da. Tubul deja care a săpat este pus la locul lui, spălat, curat, pus la locul lui. Așa. Lopiețele și hârlețele trec în istorie. Așa. Foarte gălăgioasă mașină, dar făcut treabă bună. Adică a săpat canalul în care va fi instalat pilonul. Că pilonul respectiv a fost lovit întâmplător de un șofer. Nu se știe cauza, adică nu am fost martor, noi nu știm, dar din nefericire un șofer a lovit pilonul de telegraf. Iată, și mașina se închide acum și sistemul. Deci mașina roșie a săpat canalul adânc pentru a instala un pilon de telegraf. Așa. Și iată, mașina acum se închide, se strâng instrumentele. Nu se aud înjurături, nu se aud strigăte, nu se aude nimic urât. Astea de plastic sunt fără zgomot, ele par că sunt făcute de metal sau, dar ele sunt dintr-un plastic ușor și spus doar ca spre întâmpine. Marchează zona unde se lucrează, să fie pentru securitate. Ce a trecut minivanul poștal care duce corespondența. Acum și vom primi scrisori, tot ce avem în cutia poștală. Așa. Acum va lucra altă mașină. Va lucra mașina care va instala pilonul. Deci asta a săpat canalul și cred că și-a făcut treaba și pleacă. Cealaltă mașină, văd că tot are un sistem de săpat, dar o să vedem.
Deci o echipă și-a făcut lucru, și-a făcut lucru bine. Acum altă echipă trebuie să îndeplinească altă etapă. Dacă observați, deci lumea este foarte calmă. Lucrează foarte calm, fiecare are sarcina lui, fiecare știe ce trebuie să facă, nimeni nu strigă. Vasile, dă șocanul, Ioan, adăbeschea. Nu, aici fiecare știe lucru. Deci fără ca fie strigat, fără că înjurături, fără strigături, fără folclor, fără nimic. Fiecare știe funcția. Compania Peters, deci înseamnă Petru, cred că ori e brandul de mașină Peters, ori e compania care se ocupă cu săpatul canalelor în adâncime. Ar trebui să plece și... să îi reia locul. Și încă un lucru, deci toți poartă casca de protecție, este inadmisibil la locul de muncă să nu fie în haine de protecție, plus hainele colorate care le poartă sunt haine care reflectă lumina, adică dacă se face într-un timp mai... întunecață. Deci se atrage atenția că aici lucrează oameni. Sunt uniforme speciale care indică, fiți atenți, aici au loc niște lucrări. Adică uniformele arată că oamenii execută operații, ceva și trebuie să fim atenți în zonă, să nu fim traumați. Plus ei poartă cască de protecție. Deci au în cap toți casca de protecție și numai decât au încălțăminte de protecție. Eu mi-amintesc un caz, făceam reparații în casă și a venit o echipă, trebuiau să instaleze ceva în casă. Și un domn era în niște papuci mari, creoi. Și eu îi spun, zic, că ar fi dorit să-ți scoți papucii să între disculță. Trebuiau să instaleze cabinetele la bucătărie. Și el spune, eu nu pot să-mi scot papucii. Și întreb, de ce? De atâta, pentru că papucii la mine sunt încălțăminte de protecție. Și eu zic, cum adică încălțăminte? Eram nou în Canada și nu prea cunoșteam toate secretele protecției muncii de aici și întreb cum adică păpuci sunt de protecție și el zice, uite, atinge păpucul meu
Și când l-am atins, am observat că papucul parcă e natural, parcă din piele naturală, parcă e un papuc obișnuit. Deci el protejează picioarele în caz dacă lucrătorul scapă ciocanul sau un instrument ascuțit. Deci el nu-și traumează picioarele. Așa, omul și-l pleacă. Vine altă operație. Să vedem ce face operația, mașina respectivă. Și de ce sunt două exact? Eu de multe ori pun întrebarea. Așa, ce e asta? Asta e... Ori acolo sunt pământ, pietre care trebuie să fie pus împreună cu în jurul stâlpului sau să vedem. Așa îmi imaginez eu, dar o să vedem. Și atunci am înțeles. Vedeți, toți au niște papuci interesanți, parcă cu blăniță albă sus, vin ce? Încălțăminte de protecție. Da, deci eu am mutat sacul cu pământ sau cu pietriș, cu ce au să fixeze stâlpul în pământ. Deci l-au mutat, n-au ridicat oamenii cu mâinile, deci tot s-a făcut automat cu mașina. Deci sacul ăla alb, pătrat, acolo e, în interior e pământ sau pietriș. Și oamenii n-au ridicat greutate, deci tot s-a făcut cu o macara specială. Eu sunt foarte interesat să văd cum au să ridice pilonul, stâlpul și cum au să-l instaleze. Apropo, ei au și mănuși, deci încălțăminte de protecție, mănuși, hainele, jachetele astea speciale, salopetele speciale care indică că aici se fac lucrări. Am o ocazie să văd o experiență de muncă pentru mine și să vă prezint și dumneavoastră o experiență de muncă. Să vedem ce e acolo. Cred că în sacul ăsta îl vor ridica și vor turna pământul în vasul ăla alb, probabil, sau poate eu îmi fac, nu știu. O să vedem. Să vedem ce eu va urma mai departe. Deci a fost o mașină, a săpat canalul, acum se pregătește instalarea pilonului. Iarăși, vedeți, sunt instalate semnele acestea. Fiecare automobil care lucrează, el are sistemul lui, are setul lui de conuri. Conurile acestea care sunt pe străzi, le vedem și... Dacă vine să lucreze cu electricitatea sau cu sistemul de telefonie sau cu sistemul de instalații, de exemplu, canalizare sau salubrizare, sau totdeauna ei instalează conurile acestea care arată că zona este interzisă pentru gură cască. Deci, eu glumesc. Sunt oameni care pot să se bage în zona respectivă, dar nu au dreptul pentru că sunt semnele acestea, deci oamenii nu au dreptul să intre în zona respectivă. Trebuie să fie protejați. Oamenii nu trebuie să intre acolo, este interzis. Este zonă de lucru. Așa. Nu se aude nicio vorbă. Și este liniște, toți își fac lucru, fiecare are setul lui de sarcini. Dacă John trebuie să intre în sistemul ăla, de John face, nu face Pedro sau Eduard sau nu știu cine. Deci ei iau funcțiile foarte bine fixate, ei știu ce trebuie să facă, cum trebuie. Ce trebuie? Iarăși. În Canada este o lege a disciplinii. Adică dacă spui că vii în ospiție la ora 4, toată lumea se străduie să vină la ora 4.
lumea nu întârzie, nu vine mai înainte. Dacă vine mai înainte, se plimbă pe stradă până la ora 4 și la ora 4 cioc-cioc la ușă. Dacă vine mai târziu, deci scrie mesaj și spune, noi ne reținem, vom fi la ora respectivă. În Canada, disciplina, cu toate că drumurile, arterele principale sunt foarte aglomerate, deci eu am un video special unde explic cum se mișcă lumea pe stradă, care este conduita de conducere a unui automobil. Vreau să vă spun că eu când am venit în Canada, aveam permisul de conducere din Republica Moldova și am avut dreptul 6 luni să folosesc permisul de conducere din Republica Moldova, dar ulterior trebuia să susțin examen. Ulterior trebuia să susțin examen ca să am permis de conducere canadian, care se numește driver license. Și având permisul respectiv, după ce am susținut examenele, deci examenele eu le-am susținut trei examene, am susținut pentru a conduce automobilul. Unul a fost examenul de cunoștințe. Vreau să vă spun că m-am pregătit foarte minuțios pentru examenul de cunoaștere a regulilor de circulație. Eu am venit la 28 noiembrie 2007, deci și în ianuarie 2008 am susținut examenele. Eu am susținut 3 examene și o să vă explic. Noi știm că sunt categoriile pentru șoferi, pentru automobile, pentru automobilul propriu, pentru autobuze, pentru camioane, pentru tracuri mari. Deci sunt categoriile respective. Iată, în Canada, ca omul să poată să-și conducă propriul automobil, are de susținut 3 examene. Indiferent dacă tu din țara din care ai venit ai deja permis de conducere, tu trebuie să ai permis de conducere canadian. Primul examen este examenul de cunoștință, deci tu trebuie să cunoști regulile. Aha, deci ce face domnul respectiv? Aici sunt sârmele, deci rețelele de telefonie. Vă spun că stâlpul respectiv este un stâlp de telefonie. Așa, vedeți, o echipă, o mașină sus, deci ce face? Îmbrac sârmele respective cu niște sisteme de cauciuc, probabil, o să vedem. Deci, revin la permisele. Și primul este de cunoștințe. Am învățat am învățat pe de rost. Știam, cum știam luceafărul în clasa 10, clasa 9, așa știam toate regulile pe de rost din Canada, pentru că aici este o regulă care face puțin diferența de a conduce automobilul în Republica Moldova. Tu ai dreptul să mergi pe roșu. Ai dreptul să mergi pe roșu în 2 condiții. Deci ai dreptul să mergi pe roșu în condiția când tu întorci la dreapta și ai în față semaforul de culoare roșie, faci stop, te oprești, te uiți în stânga dacă nu vin mașini și tu ai dreptul să mergi în dreapta la roșu. Altă permisiune, ai dreptul să mergi iarăși la roșu, în stânga, dar numai în condiția când strada care vine perpendicular pe strada pe care tu mergi și tu ai în față culoarea roșie, îți trebuie să întorci la stânga și strada respectivă are circulația doar spre stânga și nu sunt mașini din dreapta, nu vin mașini din dreapta. Deci tu te uiți atent dacă din dreapta nu sunt mașini și tu în Canada ai dreptul să mergi pe roșu în 2 situații.
Aha, deci iată, au ridicat pilonul, ai ăla sus, pregătești sârmile, așa, aici este un drum, nu central, dar este o plază plină cu magazine și foarte multe mașini care aduc produse, mărfuri, deci circulă pe strada respectivă. Asta e cu permisul de conducere, deci cu drepturile de conducere. A doilea, primești, se numește G1. Tu ai dreptul să conduci automobilul, dar nu ai dreptul să-l conduci pe traseele principale. Tu poți să mergi la tine de acasă, la magazin, unde ai tu nevoie să te duci, circule în interiorul orașului, dar nu ai dreptul să te duci pe traseele principale, așa cum am eu video despre traseul 401, 400 sau pe alte trasee naționale sau locale, dar care au specificare. Deci tu trebuie să ai, se numește G-Full, adică nu G1, dar G-Full trebuie să ai. Și am susținut primul examen de cunoștințe, pe urmă am susținut G1 pentru ca să mă pot deplasa în Toronto, în oraș, prin oraș. Și apoi am susținut examenul, deci G1 este de conducere a automobilului. Îndeplinești toate procedurile ca un șofer calificat, iar pe urmă vine G-Full și tu susții examenul nu numai prin oraș, dar și pe ruta principală, adică se numesc în Canada Highway. Deci ai dreptul să mergi numai în cazul când ai G-Full. Așa că am susținut toate cele trei examene, da, am G-Full și pot să merg pe orice traseu, indiferent. Deci pot să merg pe orice traseu. Așa. Acum se vede. Deci cum... Este dimineață. Este ora 8:56. Servesc cafeaua și filmez procedura. Pentru că pentru mine este totuși o experiență. Mie îmi place... Eu sunt foarte curioasă de la natură. Îmi place să studiez, să văd. Deci uitați-vă pilonul. Interesant. Pilonul este îmbrăcat cu niște... cilindri. Mă uit și mă minunez, pentru că asta este o profesie, deci sunt foarte curioasă de la natură, cum se fac unele lucruri, sunt curioasă cum unele procese, cum decurg. Mă strădui în fiecare zi, nu privesc știrile negative, care conțin numai negativitate. Știrile, eu când deschid Unimedia, ce văd? Un copil a fost așa, a fost calcat de tramvai, de troleibuz, alt copil a fost lovit pe pista de bicicliști, de un șofer beat, o șoferiță a omorât. Deci, numai asta le văd. Eu nu văd. S-a scris o carte, eu nu văd. S-a inventat ceva frumos. Și de aia evit știrile să privesc știrile, să ascult știrile, dar caut să studiez lucruri care îmi ridică dispoziția, moralul. Deci e îmbrăcat într-un plastic, pentru că aici sunt sârmile, deci ca să, probabil special,
ca să nu distrugă sârmele. Pentru că aceea este o operație cu precizie. Deci ei trebuie să ridice pilonul. Trebuie să ridice pilonul și ei trebuie să-l instaleze cu precizie, fără ca să distrugă infrastructura, adică fără să rupă sârmele. Vedeți cum se face totul finuț? Totul se face finuț. Așa. Practic, pilonul a venit în canalul pentru care... Așa. Atent. Să nu atingă celălalt pilon. Așa, să vedem ce se întâmplă acum. Cât de mic este omul, cât de finuț pilonul este pus în pământ. Uitați-vă, cât de finuț. Cât de mic este omul și ce lucruri mărețe face omul. Eu când mă uit la clădirile zgârie-nori, când mă uit la mașinile complicate, mă gândesc cât omul este de măreț. Cât de măreț este omul. Și omul trebuie să-și folosească puterea, mintea, abilitățile, numai în folosul lui și folosul omenirii. Vedeți? Au făcut măcaraua respectivă. Țin pilonul ca să... Uitați-vă cum se lucrează. E o operă de artă, hai să zicem, da? E o operă industrială, e o operă de artă. Se face tot cu finețe, frumos, liniștit. Iarăși, ați văzut? Nimeni nu înjură, nimeni nu aruncă cu toporul după altul. Apropo, eu chiar am o proză scurtă, pe acum mi-am amintit. Când am venit în Canada, deci am văzut alături de casa noastră se construia o casă nouă. Și era o liniște totală, erau vreo 10 lucrători și era o liniște totală. Și mie m-a frapat. Deci oamenii nu spun bancuri, nu strigă, nu râd, nu șuieră fetele. Care merg pe stradă sau își caută de treburile lor. Deci el se ridică sus, probabil are de făcut o funcție respectivă, ori scoată cilindrele respective, ori, nu știu, o să vedem, iarăși. Așa, după cum și-am bănuit, da, deci el scoate cilindrele, așa, și nu le aruncă jos în cap cuiva, deci le pune în sistemul lui. Ia să vedem cum scoate alt cilindru. Aha, deci are mașina respectivă, are, aha, și ridică, vedeți, așa, o manivelă. Și îl susține. Omul cu mâna apucă și ridică, dar este susținut de un sistem. Vedeți, cilindrul este ușor. Așa.
Probabil deja scoate sârmele de jos. De pe sârme, protecția de pe sârme, așa cred eu, dar o să vedem. Pelonul este instalat. Cilindrele de protecție de pe pelon au fost scoase. Acum să vedem următoarea procedură. Pelonul este susținut de macaraua respectivă. Lucrează la detalii finuțe acum, deci pelonul este fixat, pelonul este stabil, dar este ținut de manșetă metalică de la macara. Au apărut lopiețele. Hei, hei, credeam că fără lopiețe. Da. Sacul cu pământ, oricum ce este acolo. Au apărut lopiețele. Deci la săpat n-au fost folosite hârlițele și lopiețele, da. L-a închis canalul. Hârlițele și lopiețele încă sunt în funcție. Iar cu hârlițele se pune, credeam că au alt sistem care, după cum au săpat, au, dar omul încă trebuie, pe lângă mașinile sofisticate, pe lângă mașinile care pot face multe lucruri minunate, omul este necesar, mai este și necesar. Și acum am să vă povestesc un caz interesant. Vorbeam eu cu cumnata mea și spun, zic, știi, computerul face tot. Ea s-a uitat așa la mine, serioasă, cu simțul umorului, învățătoare de profesie. Și zice, nu, computerul nu face tot.
Computerul nu face plăcinte. Am râs amândouă cu poftă, pentru că ea era, Dumnezeu să o ierte, era o bucătăreasă extraordinară, mai ales în panificații, deci pâine, plăcinte, era meseria ei, colțunaș. Mi-amintesc odată, eram la ei acasă și ea cocea un cuptor de pâine cu plăcinte, plăcinte cu ce vrei, cu cozi de ceapă, cu fel de fel. Și soțul ei, Dumnezeu să-l ierte, și pe cumnatul se așează și zice: ei, Iaca, tu ai făcut bun, dar dacă ar mai fi și niște colțonași, eu am făcut ochii patrați. Cum adică? Un cuptor de plăcinte, un cuptor de pâine, un cuptor de colaci, și dacă ar mai fi și colțonași? Și ea foarte calmă a spus: păliune, amuși, facem și colțonași. Și s-a așezat și a luat făinuța și repede, a făcut o cratiță, o farfurie mare de colțunaș cu prânz în câteva, mai puțin de o oră, cred că repede a făcut și colțunaș. Atunci m-am uitat la ea și m-am gândit: mai câtă răbdare are femeia asta? Nu a ripostat, n-a zis nimic. Amuși, Valiune, amuși, facem. Eu am rămas foarte mirat. Păi cum așa? Este pâine, sunt plăcinte, mai trebuie și colțunaș? Dar dacă soțul a dorit, ea imediat i-a îndeplinit rugămintea. Așa că mașinile fac tot, dar mai este necesară și munca omului. Chiar uite așa ca peste tot, cum punem noi copăcei în grădină și așa. Oh, uitați-vă. Sistemul respectiv face ca probabil pământul să așeze mai bine. Așa, deci băiatul se ridică sus, ce să facă? Să scoată manivela sau să scoată de pe sârme? Acum și vedem. Da, este o operație foarte responsabilă, pentru că stâlpul acesta e instalat, iată ce merge tranzit, este mașina transportul local. Deci transportul local, noi nu avem autobuze de rute, dar noi avem minivanuri de rute, adică transportul local chiar acum a traversat străduța. Așa, acum manivelele sunt scoase și să vedem cum stâlpul rezistă, cum stă în picioare. Pentru că vă dați seama câtă responsabilitate este la operația respectivă, ca stâlpul să stea și să stea ferm pentru totdeauna, pentru că nu-i pus pentru o zi aici este securitate, trebuie să fie foarte bine fixat. Așa, deci asta a fost procedura de instalare a unui pilon telegrafic. Vă doresc o zi bună!